10 tiruri cu echipamente medicale și nu numai vor ajunge la spitalul din Făgăraș în luna aprilie. 7 dintre tiruri vor pleca din Germania spre Făgăraș, iar alte 3 vor pleca din Italia, având aceeași destinație, spitalul Făgăraș. Este vorba despre o donație foarte amplă. Vor veni în total 22 de tiruri pentru toată România, selectate pe mai multe orașe. În Făgăraș vor veni în total 7 tiruri, am aflat de la alte ieri, cu diverse materiale, paturi hidraulice pentru spital, aparatură, încă nu știu la fix ce va veni, la începutul lui aprilie voi afla exact ce va veni. Și vom vedea cum va fi și sperăm să fie cât mai multe și cât mai multe de folosit la spital. Echipamentele medicale vor ajunge la Făgăraș după ce reprezentanții Forumului German din Făgăraș au reușit să stabilească o legătură cu o organizație de profil. Forumul German a vorbit cu consulatul german din Sibiu să ne mai ajute și pe noi din Făgăraș cu anumite chestii, nu doar Brașovul sau Sibiu. Și ne-au făcut legătură cu cei de la BB Hilfe din Germania. Este o organizație care vin cu ajutoarele în Europa de Est, să zic așa. Fiecare an sau acum 2 ani se duc într-o țară și aduc ajutoare de la spitale care nu mai au nevoie de paturi, cum am dat exemplu, dar acele ajutoare care vin sunt funcționale, deci nu sunt chiripiruri care nu se mai folosesc. Și ei au venit la sfârșitul octombrie anul trecut în Făgăraș, au vizitat spitalul și și-au făcut o anumită impresie și foarte bună despre anumite secții, dar și un pic mai puțin bune despre alte secții. Și ulterior am trimis o listă cu toate necesarul care are nevoie spitalul și ei au început să adune din Germania, de la diverse spitale de acolo, lucrurile care ne-ar fi nouă necesare. Eu doresc să mulțumesc foarte mult domnul Bruno și toată asociația de care face parte, s-au implicat foarte mult să ne ajute. Atunci vreau să-l mulțumesc oficial pentru acest ajutor. Orice ajutor este bine primit pentru binele spitalului. Reprezentanții spitalului din municipiu vor face o inventariere și echipamentele care nu le sunt necesare vor fi donate. Practic, vor fi reintroduse în circuitul de donații. Paturile și obiectele medicale trimise din Italia au fost donate spitalului tot prin intermediul unui astfel de circuit.